Compania pe care eu o reprezint și am onoarea să o reprezint se numește Aviso. Suntem o firmă de consultanță, consultanță financiar-contabilă, consultanță fiscală, precum și partea de fonduri europene. Aviso a plecat de la o firmă de familie, un birou de contabilitate cu doi angajați și a ajuns la o firmă, ne place nouă să spunem că sunt cea mai mare din zona noastră, cu un portofoliu de sute de clienți și care se bazează pe acordarea de servicii integrale și sprijin financiar pentru dezvoltarea business-urilor locale și naționale. Aș caracteriza Aviso prin responsabilitate, prin respect față de clienți și față de angajați, prin colaborare și prin stabilirea unei politici de valoare adăugată pentru ambele părți implicate în dezvoltarea business-ului. Totodată aș mai pune un accent pe dezvoltarea părții de politică socială, politică de implicare în societatea în care ne dezvoltăm, în sensul în care nu considerăm implicarea socială ca un act de caritate, ci ca un element de bază pentru educație, pentru dezvoltarea educației tinerilor și a societății în care trăim. Unul din cele mai importante servicii și un serviciu pe care noi îl creștem acum în ultima perioadă este serviciul de atragere de fonduri, atragere de fonduri atât structurale prin programele Uniunii Europene, cât și de acoperirea nevoii de investiții pentru clienții noștri. Facem partea de management financiar, partea de analiză cost-beneficiu și analiză a business-ului, business diagnosis. Facem partea de contabilitate, partea de consultanță financiar-contabilă, partea de consultanță fiscală, auditul, expertiza contabilă și tot ceea ce ține de managementul resurselor financiare ale societății. Realizarea de programe pe segmentul de cercetare-dezvoltare, atât pe segmentul medical, pentru că considerăm că acest segment este cel care se va dezvolta în zona noastră pe următoarea perioadă și partea de IT&C, unde se vede deja o dezvoltare în acest sector, pe piața Iașului. Practic, acestea sunt cele două linii de dezvoltare pe care dorim să le propunem anul acesta pentru dezvoltarea companiei.